cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Cafeaua de dimineață. Este joi, a apărut numărul 611 din Mesagerul de Neamț și am încălcat puțin obiceiul, nu este primarul municipiului Piatra Neamț în emisiune, dar veți vedea că vom vorbi despre primăria municipiului Piatra Neamț un pic mai încolo când voi prezenta invitatul. Până atunci însă vreau să vă spun că voi avea câteva minute dedicate primăriei, de fapt Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț și implicit lucrurile ajung și în curtea primăriei. Dar înainte de toate despre Mesagerul numărul 611, avem câteva materiale care chiar cred că merită citite. Consiliul Județean, cornul abundenței pentru consilierii majorității. Am cerut celor de la Consiliul Județean să ne facă o listuță cu consilierii județeni care sunt angajați în Consiliul Județean sau în societăți ale Consiliului Județean sau instituții subordonate Consiliului Județean. Surpriza n-a fost mare pentru noi, că știam ceea ce cerem. Surpriza a fost Consiliul Județean a considerat că noi am întrebat ceva și a răspuns numai ce a vrut el, dar și așa avem 8 consilieri județeni care sunt angajați pe diverse poziții și sunt plătiți din banii Consiliului Județean, într-un fel sau altul, ei fiind cei care votează în timpul ședințelor de Consiliul Județean. Mai sunt 2 pe care îi știm noi și am amintit în material că au relații cu societăți ale Consiliului Județean și numărul ajunge la 10. Și sigur mai sunt și alții pe care nu îi știm, dar dacă vreți niște nume, vă dăm repede dintre cei care au beneficiat și beneficiază. Unul din ei e Iona Saftei, nu ca angajat acum ca locuitor de Arsene. El a fost angajat al Consiliului Județean la cabinetul lui Arsene. Mădălina Ciubotaru, fost vicepreședinte, acum angajată, unde? La cabinetul domnului Asaftei. O mână spală pe alta și amândouă spală bugetul. Domnul Laurențiu Dulamă și mai sunt 2 Sorin Ladrupo, Sorin Cazan, om de afaceri de altfel, dar e bine când mai pică și câte o mică sinecură de la Drupo, o societate care merge bine, sparge munții, plus Sorin Vacariu. Și mai sunt și alții, vă invit să citiți materialul. Avem și alta, de ce Arsene este un coșmar pentru actualii șefi ai PSD, nu numai din Neamț, ca să fim bineînțeleși. România e bulina roșie a rujeolei pe harta Europei. A furat sau nu? Aceasta e întrebarea. Opinia Mesagerului, sportul nemțean în alb și negru și restul vă las să descoperiți singuri. Și acum să trecem la ceea ce ieri a fost un fel de parodie administrativă numită ședința Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț. În rol principal, hai să-i spunem de Batman, un viceprimar, și, bineînțeles, restul consilierul. Nu mai vorbim, o să vă spun după aceea și de alte lucruri, dar uitați, ca să nu o mai lungim, o să dăm, te rog să faci mare, Bogdan, niște fragmente din ședință ca să vă lămuriți și dumneavoastră care este respectul pe care îl acordă consilierii locali, unii dintre ei, momentului solemn al unei ședințe de consiliu local. Cum, din cauza faptului că nu există o majoritate solidă, executivul, adică domnul primar, acceptă să aibă ședințe de genul acesta hibride, legale, mă înțelegeți, nu am ce zice, sunt legale. Dar ia să vedem dacă dumneavoastră vă place cum se votează într-o ședință. Ia să vedem dacă merge.
Ia uitați. Uitați-l pe domnul Ieremia. În partea de sus a ecranului, în stânga, cum mă uit eu și probabil și dumneavoastră. Domnul Ieremia are în prim plan unealta principală pentru vot, adică volanul. Ca să vadă mai bine ce votează, și-a pus și ochelari de soare. Adică un mic Batman din familia aceea, nici nu știu cum să-i numesc, era să spun curcubitacee, care conduce mașina, conduce departamentele pe care le are în subordine la primăria Piatra Neamț și votează hotărâri importante. Domnul a condus pe tot parcursul ședinței. Domnul Jucan, domnul Răduș, domnul Mihalcea. Ia uitați, ne arată și degetele. Bine că nu ne arată degetul care îl merităm. Doamna Murguleț, domnul. Și totul se sfârșește apoteotic. Domnul Irinia. Imediat ajungem și acolo. Și acum fiți atenți aici. Domnul Gavrilescu, în deplinătatea facultăților sale administrative, vorbește despre ceva, deșeuri, gunoaie, nu mai știu. Ați auzit? Mai punem o dată. Deci, domnul Gavrilescu vorbește despre un tarif mărit și reacția domnului viceprimar este morții mătii. Acum toată lumea s-a șocat în primă fază că a zis că domnul viceprimar are o problemă cu domnul Gavrilescu și cu tarifele. Dar de unde? Domnul viceprimar conducea mașina și unul i-a tăiat probabil calea. De aceea el și-a ferit o mașină de toată chestia asta și i-a scăpat o duioasă înjurătură în cadrul ședinței de Consiliu Local. Să vedem cum reacționează președintele de ședință. Și toată lumea se hăhăie. Toată lumea zâmbește și se hăhăie. Oameni buni, oamenii ăștia își bat joc de noi. Își bat joc de noi fără niciun fel de jenă. Dom'le, cât îți trebuia să tragi mașina pe dreapta, să-ți dai jos ochelarii de mafiot, să nu bagi în prim plan volanul și mâna și să discuți că nu prea părea domnul Ieremia grăbit să ajungă undeva pe o problemă de viață și de moarte. E totuși ședința Consiliului Local, unde domnia sa reprezintă populația, dar și municipiul în calitate de viceprimar. Nu mai vorbim de altele. Modul în care sunt conduse aceste ședințe și îmi pare rău că trebuie să o spun astăzi, dar pe parcursul ședinței am văzut niște hăhăieli absolut incalificabile și când era momentul votului secret și altele, dar mergând la procedură, la un moment dat s-a spus, cine nu votează proiectele? Și eu nu votez ăla, eu nu votez ăla, eu nu votez ăla. Ok. Domnul Gavrilescu, altfel v-am spus, în deplinătatea facultăților sale administrative, a spus, domnule, eu nu votez proiectul X și o să vedem că mai am unul la care nu votez, dar nu știu care. Nimeni nu i-a zis nimic. Băi, tovărășelu, regulamentul ședinței este următorul. Anunți proiectul la care nu votezi și nu te implici în votarea lui. În mod normal ar trebui să ieși afară pe parcursul respectivului proiect. Ce s-a întâmplat? La proiectul, las că vă spun eu care,
Domnul Gavrilescu a intervenit înainte de vot și cu permisiunea, din câte am înțeles, a președintelui de ședință, dar și a domnului primar, a explicat el cum nu influențează proiectul. Și a propus, deci rețineți, n-a influențat proiectul, a propus retragerea lui de pe ordinea de zi. Iar inițiatorul proiectului, singurul care putea să-l retragă, a fost de acord. Nimeni dintre cei din sală n-a spus, domnule, dar stați un pic, hai să citim și noi proiectul ăsta. Nu cumva produce un efect faptul că noi îl retragem și ăia care adună deșeurile, nu le adună pe toate, mai sunt unele, vă spun eu, care rămân prin instituții, au dreptul să ceară acea majorare de tarif. Nu că au vrut ei, ci pentru că s-a schimbat legea în România. Dar dacă nu se respectă legea de organizare a Consiliului, de funcționare a Consiliului Local, de ce s-ar respecta și restul legilor? Asta am vrut să vă spun înainte, pentru că recunosc că am criticat de nenumărate ori ședințele de la Consiliul Județean cu derapajele absolut incalificabile pe care le-a avut Ionel Arsene, pe care le mai are și le-a avut din când în când, nu chiar atât de incalificabile, dar oricum, Iona Saftei. Dar ce am văzut ieri cu acel drive ședință drive și cu înjurături neaușe, nu mi-a fost dat să mai văd până acum. Cel puțin, nu la Piatra Neamț, de unde aveam pretenții. Acestea fiind zise, să revenim la problemele noastre, adică astăzi despre activitatea primăriei cu cel care o coordonează din postura de administrator public al municipiului, domnul Sorin Potolea. Bună dimineața, bine ați venit la noi, bine v-am revăzut după mult timp. Nu vreau să comentăm ce am spus înainte, că știu că poziția este incomodă și nu... Eu am spus ce am avut de spus. Nu mi se pare normal ca niște persoane care... Trecem peste faptul că primez niște bani pentru chestia asta. Reprezintă cetățenii orașului să comporte în felul ăsta. Da, asta e. Domnul Potolea... Bună dimineața, în primul rând. Bună dimineața. Cum merg lucrurile la primărie, domnul Potolea, în perioada asta în care n-aveți buget? Lucrați pe cota aceea... 1 pe 12. Așa, 1 pe 12 și cerințele sunt mari. Da, sunt multe provocări anul ăsta. Sunt provocări legate de proiectele aflate în derulare, sunt provocări legate de pregătirea proiectelor pentru noile programe, sunt provocări legate de limitările impuse la nivel de buget total, sunt provocări legate de, știu, felul în care reușim să colaborăm cu partenerii cu care avem contract încheiate și probabil o provocare consistentă va fi cea legată de organizarea alegerilor, care cea mai mare și acolo e o provocare. Dar echipa, mă rog, e angrenată ca în toți anii aceștia în activitate și nu e un an special, e un an... Înainte de alegeri, eu aș vrea să văd o ședință de Consiliu Local organizată la o cursă de mașini. Pe undeva, să punem o cursă de mașini. Fiecare în mașina proprie și să voteze banii pentru alegeri. Dacă s-ar putea vota direct locurile în Consiliul Local, ar fi și mai bine. Da, mă rog. Sunt nervos pe chestia asta, recunosc. Domnul Potolea, ați vorbit despre proiecte în derulare. Eu aș vrea să punem o virgulă, să spunem așa, proiecte în derulare, cele amânate, adică nu fazate, cum se spune, dar eu zic amânate și prelungite la execuție. Discutând într-o emisiune cu domnul primar, l-am întrebat care sunt influențele pe bugetul nou al acestei fazări, cum se spune, a proiectelor. Și pentru că dumneavoastră sunteți de meserie, ca să zic așa, explicați-ne un pic, dar dacă se poate într-un limbaj accesibil și mie, ce înseamnă aceste influențe? Da. Au existat, cred că, într-o emisiune
undeva în vară, anticipam lucrurile astea, dacă vă aduceți chiar am aminte. Discutat ziua, de asta v-am și întrebat acum. Da, anticipam lucrurile astea. Sigur, nivelul la momentul respectiv ca sume nu-l puteam anticipa pentru că era până la urmă tot ceea ce înseamnă activitate de execuție în sine a lucrărilor. La momentul ăsta suntem în faza de reașezare a acestor proiecte cu finanțatorul, în mod special cu ADR-ul, pe partea de noi programe și în același timp continuarea lucrărilor pe teren, că nu avem altceva de făcut. Până la ele fiind proiecte care se leagă unul de celălalt, proiecte, așa zis, proiecte complementare, deci toate proiectele care au fost legate de culoarele de mobilitate în special, au fost considerate proiecte etapizate, proiecte fazate. Și aici sunt atât proiectele noastre în derulare, cât și proiectele Consiliului Județean, care sunt legate de... Cele de transport, ca să spunem foarte clar, achiziția de... De troleibuz, de autobuze. Păi nu, că societatea se cheamă Troleibuzul. Da. Am înțeles că se poartă negocieri cu Biserica Ortodoxă să vină un sobor de pe o să boteze autobuzele troleibuze. Da. Dar încă până și Biserica Ortodoxă a zis, domnule, că parcă e cam mult. Da. Și... Deci, la momentul actual, toate aceste proiecte legate sunt considerate proiecte fazate, fiecare cu un anumit grad de execuție. Impactul cel mai mare în momentul actual îl are Bulevardul Traian Decebal, unde avem probabil cea mai mare sumă, undeva în jur de 30 de milioane, cea mai mare sumă care ar trebui, să zicem, reașezată pe nou program. La fel, nou program are niște criterii de încadrare. Nu mai sunt aceleași criterii. Normal, care... pentru că se consideră că tu ai făcut ceva și că acum dezvolți. Exact. Și va trebui cu finanțatorul să vedem dacă aceste proiecte, așa zis, fazate, respectă și acele criterii pentru nou program. Dacă nu, suma se plătește de către bugetul local. Beneficiar. Da, bugetul local. Deci de asta, la momentul ăsta, poate nu putem spune exact care este situația la virgulă acestor sume. Probabil undeva în aprilie-mai, se va termina și această reașezare a contractului cu finanțatorul și atunci vom ști exact care din aceste proiecte rămân efectiv pe bugetul local și care efectiv trec în nou program. Din păcate, marea problemă în situația asta e că vor impacta și sumele aferente noului program. Da. Și deci de acolo mai scădem ceva, adică asta e situația. Din sumele prealocate, probabil aproape jumătate vor merge cel puțin la proiectele de transport, vor merge pe proiectele existente. Asta e de fapt, cred că cel mai mare impact pe care va trebui să-l vedem pentru dezvoltare. Și sigur, dacă finanțatorul și, mă rog, condițiile impuse de finanțator vor fi suficient de stricte, atunci totul va fi... Atunci, practic, va fi așa. Plătim de la buget ce este. În schimb, rămân sumele pentru dezvoltare pe proiectul următor. Da. Cam tot pe acolo. Ele sunt legate. Cam tot pe acolo este. Da. Asta înseamnă să fii obligat să începi o groază de proiecte târziu și să poți să... Da, impactul cel mai mare l-a avut proiectul de apă, care și în viitorul program anticipăm la fel. Sunt undeva în jur de 40 de milioane, așa, la nivelul nostru, estimate, care ar trebui investite în proiectele de apă pentru a putea duce mai departe proiectele pe transport. Pentru că dacă nu facem lucrul ăsta, ar fi o prostie. Bun, și proiectele pe apă intră pe programul nou la finanțare sau primăria trebuie să găsească resurse? Nu, suntem în momentul ăsta într-o discuție, am avut doar o discuție de principiu cu Consiliul Județean, cu administratorul public, cu domnul Brașoveanu, legat de efectul pentru viitor. Încercăm să găsim o soluție comună de finanțare. Există în momentul ăsta în discuție prin AFM niște fonduri destul de consistente la nivel de municipiu, undeva în jur de 30 de milioane de... extraordinar! Da. Problema cea mai mare e că ar trebui să avem cât se poate de rapid studiile de fezabilitate.
dacă lăsăm la dispoziția Consiliului Județean să facă studiul de fezabilitate, probabil că va fi târziu. Și atunci ideea era să vedem în ce măsură am putea face noi studiul de fezabilitate, în așa fel încât să putem depune foarte rapid cererea de finanțare. Eu vă întreb, ați vorbit cu domnul Brașoveanu, din câte știu eu, există niște studii de fezabilitate făcute pentru, așa zis, celebrul POIM pe anumite... Din păcate nu au legătură cu Piatra Neamț. Nu au legătură cu Piatra Neamț. Nu, de ce? Deci apa servă în POIM a prins în special aducțiunile mari. Noi vorbim în Piatra Neamț de conductele. Conducte. Da, și deci în POIM foarte puține zone care ne intersectăm cu proiectul de la Apaser. Din fericire pentru comunele din județ, foarte multe părți din proiectele POIM se reflectă în activitatea comunei. Și efectiv. Cât de repede ar trebui făcute studiile de fezabilitate? Maxim o lună. Maxim o lună. Maxim este foarte scurt. Da, maxim o lună. Este foarte scurt. Noi am demarat ceva discuții cu un specialist, sau mă rog, mai mulți specialiști în zona asta de studii de fezabilitate pe apă, dar va trebui să avem acordul proprietarului, în speță Consiliul Județean, nu Consiliul Județean, proprietarului, pentru un parteneriat, o soluție comună pentru... În mod normal n-ar trebui să existe probleme pentru așa ceva, da, pentru că... Ideea e că vrem să anticipăm lucrurile astea și să le facem mai rapid, să nu mai așteptăm... Să demarăm proiectele păi de transport. Nu, faceți și pe aia să veniți cu apa după. Da. Și iarăși să întârziem pe proiectele de transport. Da. Bun, deci în momentul ăsta cea mai mare problemă o reprezintă bulevardul. Spuneți-mi și mie că eu mai circul așa din când în când, când mai am curaj și primesc ok-ul de la servisuri, mai circul și prin centru, și pe bulevard. Ce se întâmplă? Că n-am văzut mișcare în afară de... niște lucruri la apă acolo, n-am văzut mișcare. În principiu, astăzi ar trebui să luăm probele pentru conducta nouă, deci am cuplat conducta nouă la capătul de sus, de la Lidl. E umplută cu apă de ieri. S-a făcut o clorinare cu apa din conducta veche, adică nu a fost nevoie strict de clorinare efectivă cu materiale suplimentare, dar o să vedem. Astăzi, în principiu, am vorbit cu DSP-ul și ar trebui să preia probele și undeva până săptămâna viitoare să avem rezultatele. Dacă rezultatele sunt ok, putem să ne apucăm de cuplaje, unul după altul. Pe bucăți. Da. În fiecare zi, unul, două cuplaje, până ajungem probabil undeva în zona Petrodava cel mai rapid. În același timp, undeva de astăzi, ar trebui să apuce MAFCO de tăiat acea bandă. MAFCO Holding, liderul de asociație pe lucrarea de mobilitate. Da. Ar trebui să apuce de tăiat partea de placă suprabetonată. Noi anticipăm că ea va fi necesară doar până la Cogălnicianu. De acolo nu am văzut, să zicem, să fie existat beton înainte. Pe de altă parte am prins și perioada de iarnă cu îngheț dezgheț și sperăm că lucrurile s-au mai așezat. Și conducta e pozată foarte aproape de trotuar, deci nu vor fi nevoie de 4 metri de, sau 3-4 metri de săpătură. Probabil că va fi mai puțin. Dar oricum vom lucra în paralel, deci MAFCO va avea front de lucru să poată lucra pe Bulevardul Traian cel puțin, ca imediat când vremea va permite să poată turna stratul de beton și ulterior ridicarea la cota capacelor și asfaltul. Și, bineînțeles, cei care sunt cu partea de semaforizare, pentru că și acolo mai sunt încă de completat partea de semafoare și, mă rog, legarea lor cu sistemul de trafic. Probabil că și aici sunt întrebări. La momentul ăsta, sistemul de trafic nu funcționează în regim de autoînvățare, pentru că nu funcționează Bulevardul Traian Decebal. El funcționează în regim de undă verde, dacă putem spune așa, deci nu e o fază preliminară. Deci, în momentul, în momentul ăsta el nu funcționează pe regim adaptiv, nu. Nu, pentru că am observat că te duci și stai și ai din toate părțile... Da, am avut o întâlnire cu proiectantul și cu executantul, cel puțin pe culoarele pe care le-am recepționat, pe Mihai Viteazu și Leonida. Am discutat împreună aspecte sesizate în trafic efectiv. Era undeva intersecția de la stația de ambulanță, intersecția de la Lămâiții, ceva de pe Alea Ulmilor. Deci sunt câteva aspecte pe care noi le-am discutat cu ei.
cred că acum două săptămâni am avut o întâlnire cu ei și urmează să vedem în timpul imediat următor corecțiile făcute, înainte de a intra sistemul efectiv în regim adaptiv. Revin un pic pe lucrare ca să... Deci, practic, MAVGO intră de astăzi în zona pe unde trece conducta, pentru că ei trebuie să protejeze acea conductă cu o placă de beton. Asta ar însemna pregătire, turnat beton, uscat beton și de-abia după aceea să înceapă lucrurile pentru asfalt. Da. Să sperăm că MAVGO va reuși să ducă la capăt această lucrare sub această titulatură sau sub altă titulatură, nici nu mă mai interesează. Spuneți-mi un pic, am înțeles, pe partea asta vor tăia, vor face, vor... Ce se întâmplă cu trotuarele? Că acolo nu sunt blocați de nimeni să lucreze. Cine trebuie să le facă? Acolo celălalt partener din asociere, Moldocor, au avut sistare de activitate până... sau, mă rog, și acum sunt în sistare de activitate din motive de vreme. A fost temperaturi sub minus 5 grade și dacă toarnă partea de infrastructură pentru pavele, îngheață. Și, da, noi sperăm ca deja, să zicem, zilele astea să pot apuca de lucru. Dacă anticipările de vreme arată ok, sperăm să pot apuca de lucru. Eu aș trimite un buletin meteo retroactiv. Au fost și zile bune, pe lunile noiembrie-decembrie. Când, noiembrie-decembrie, nu, când cred că au fost zile în care puteai să faci cu puțin curaj un pic de plajă, da. Și n-am văzut să se pavelizeze nimic. Da. Deci aici cred că ar fi o... Și sunt lucrări care pot fi făcute separat, nu au legătură cu culoarul de apă sau cu ceva. Deci tocmai am fost întrebați ce de modernizare trafic este dat în folosință, tocmai am spus... Că încă... Funcționează în regim de undă verde, nu e în regim adaptiv. Da, ok. E o caracatiță cu trei picioare, un unulare. M-am obținut. Mi-aduc aminte întotdeauna de bancul cu bustul lui Ceaușescu și nu vreau să merg mai departe. Facem și glume. Da. Așa, ca să ieșim un pic din... Doamna Nistor, vă întreabă și pe dumneavoastră, îl întreabă și pe domn primar, pe strada Băncii, când puneți măcar o mașină de balast? Știu că acolo a fost o discuție, este un comitet la nivel de primărie pentru o soluție. Au fost câteva întâlniri ale domnului primar cu oamenii de acolo. Încercam să găsim o înțelegere pentru a putea proiecta strada respectivă după standardele normale. Sincer, dacă într-adevăr acum este în continuare o problemă până decidem noi legat de acea stradă, o să vorbesc cu public servul și încercăm să găsim o soluție. Deci chiar după emisiune o să vorbesc cu domnul Ghineț legat de strada Băncii și dacă găsim o soluție acolo, cel puțin acum până vine primăvara, să rezolvăm dacă e problemă gravă acolo. Da. Rămânând cealaltă să fie derulată, mă rog, după forme legale și după toate... O întrebare la care eu bănuiesc că voi primi răspunsul pe care îl cunosc, dar vreau să... Recent, adică ieri, Consiliul Județean a aprobat o hotărâre pentru prelungirea colaborării cu Primăria Piatra Neamț pentru spațiile de la școlile normale. Întrebarea celor care... au văzut proiectul de hotărâre și hârtiile care erau în spate, este următoarea. În proiectul respectiv scrie că cele două școli au termen de predare 20 martie, dar că de-abia după acea dată începe perioada de autorizări, etc., etc., și că fraza finală este pentru a... clădire sunt necesare pentru a-și putea desfășura activitatea până la finele acestui an școlar. De nenumărate ori, inclusiv prin purtător de cuvânt, prin primar, prin asta, s-a spus așa, școala 8 are o problemă, școala 5 nu are această problemă. Bineînțeles că după apariția acelui document, spiritele s-au inflamat. Și mai ales la școala 5, pentru că acolo toată lumea știa că se vor muta în ianuarie, după aceea în februarie. Acum, care este? Noi facem demersuri în paralel și pentru partea asta de, să zicem, autorizare. Așa zis, autorizare. Da, așa zis, autorizare. Numai că
Mai sunt ceva probleme acolo legate și de mobilier. Deci ei urmează să primească o serie de elemente de mobilier din PNRR. Și va trebui să discutăm cu școala în ce măsură mută mobilierul vechi pe actual amplasament și după aia revin cu mobilierul nou și să produc zgârieturi, să produc, sau efectiv așteptăm mobilierul nou. Asta din câte știu eu, de-abia în vară. Nu avem o certitudine, pentru că în momentul ăsta este o achiziție centralizată și lucrurile au trenat. Dacă într-adevăr informațiile vor fi că durează, probabil că vom ajunge la soluția în care ne vom muta cu mobilierul vechi și vom vedea ce e de făcut efectiv. Și la școală veștile sunt bune, pentru că la nivel de constructor am avut ceva discuții în decembrie, s-au mobilizat foarte consistent și cel puțin după 1 ianuarie lucrurile s-au mișcat mult mai bine și la școala 8. Da. Am văzut că a crescut în mod consistent, sau mă rog, e propunerea pentru spații verzi. L-am întrebat și pe domnul primar. De ce această creștere? E aproape dublată în proiectul de hotărâre. Da, sunt... De la 4 milioane la 9 și ceva. Da, sunt vreo două elemente principale. În primul rând, dacă faceți o comparație cu anul trecut, sau dacă anul trecut faceți comparație cu anul de dinainte, nu a fost creștere. Sau creșterea a fost foarte mică, undeva în jur de 5%, deci, iar cei de la Urban au considerat în permanență că nu pot să-și facă programul de activitate pe anii următori dacă nu au o creștere cel puțin susținută de creșterea combustibilului, creșterea salariilor, și unul din elementele care au impactat creșterea respectivă e ăsta. Un alt element care a impactat activitatea e cel legat de culoarele de mobilitate, culoarele care în anii din urmă nu au fost luate în calcul pentru reamenajare, pentru că efectiv nu aveai ce reamenaja atât timp cât constructorul lucra pe ele. Deci acum cele trei culoare care sperăm să fie, adică cele două închise și cel care va fi închis anul ăsta, vor trebui luate în calcul și pe partea asta de amenajare florală. Ne mai propunem să încercăm undeva pe Cozla să mai facem ceva curățenie, deci acolo sunt câteva elemente care vor trebui luate în calcul. Deci adunate, lucrurile cam de aici vin și există și o, să zicem, nu neapărat o nouă viziune, dar și o dorință din partea colegilor de la care coordonează departamentul respectiv, ca zona din zonele centrale să fie mult mai bine, să zicem, pavazate cu flori, cu, deci asta a fost un pic o abordare nouă, să-i spunem. Tot ce înseamnă zona centrală, zona pasajului de la Unic, zona să fie, podurile să fie un pic gândite altfel din punct de vedere al amenajării floristice. Din câte știu, ar trebui să începeți, sau mă rog, să înceapă derularea proiectului privind modernizarea sediului primăriei. Da. Unde vă mutați? Sunt mai multe variante. La școlile normale? Nu, sunt nicio formă. Sunt mai multe variante în lucru. Varianta care tot am discutat-o a fost cea de la MOL. Mai e și varianta de la Liceul de Chimie, unde a fost poliția. Încercăm, acum am luat decizia ca o parte din firmele care stăteau în spațiile primăriei să fie mutate la MOL. Nu neapărat la MOL, nu, chiar Urbanul să se mute în spațiu din piață, adică dacă ei coordonează piața, să mute în piață. Și deja le-am dat dispoziții să-și mute echipele, inclusiv administrația, în zona pieței. Încercăm mai multe variante de lucru. Cea mai convenabilă ar fi să putem rămâne acolo. Înțeles. Să rămânem în zona clădirilor din apropiere, Digital Nation, ce mai e pe acolo. E o problemă de semnături după aia și de umblat între departamente. Da, veți avea o cumpănă, ca să zic așa, în activitate. Da, va fi un proiect frumos. Da? Da. Cum va arăta primăria? Ce finanțat pe fonduri europene, sau mă rog, pe PNRR, e partea de reabilitare energetică.
Noi am alocat sume suficiente și pentru amenajarea interioară, pentru că acolo am avut și avem în continuare probleme cu ISU, probleme cu instalațiile de voce date, cu instalațiile de climatizare. Există un proiect în momentul ăsta deja în faza de proiect tehnic aprobat. Nu ne-a plăcut. Arată modern, frumos. Bine, nu schimbăm clădirea în sine, dar funcționalitatea și chiar a fost și din partea Direcției de Cultură o solicitare să păstrăm exteriorul sau să revenim la exteriorul care a fost cândva al clădirii cu, mă rog, cu și culorile și undeva încadramentele de la geamuri să fie revăzute cele inițiale. Am atâtea lucruri să vă întreb încât ați amintit urban și pentru că ți-am amintit urban, noi tocmai am dat o știre zilele trecute apropo de stadiul în care se află societatea, acela de perpetuă insolvență. Deja sunt 8 ani, dacă nu mă înșel, da, de când a intrat în mod artificial în această insolvență. Foarte ciudat, mă rog. Mai aveți vreo veste? Februarie ar trebui ca judecătorul sindic să ne dea un verdict. Deci acum în februarie, pe termenul de pe 15, parcă. 15 sau 18, nu știu exact. Da. Dacă se mai obține o amânare. Eu aș fi tare curios să calculez care au fost sumele recuperate în 8 ani de zile de la Publiserv. Din nefericire, sau mă rog, nici nu știu cum să spun, acolo nu au fost niște sume efectiv, să zicem, datorate altor creditori decât primăriei. Primăria și, care este acționarul, exact, societății. Și în principiu închiderea acestor datorii s-a făcut prin darea în plata unor investiții care s-au făcut de-a lungul timpului sub acoperirea hotărârii judecătorești, adică nu a fost o chestiune care să zicem că ne-a stat în puterea noastră. Și acum să zicem că avem o problemă legată de bunurile respective care în principiu sunt vechi, nu mai sunt, sau sunt lucrări care au fost făcute la mall acum 10 ani. Sau la sala de sport. La sala de sport. La căminul pentru... Ele contabil au închis niște datorii, dar în realitate sunt la zi, sunt amortizate sau ar trebui să fie amortizate, să fie duse într-o altă zonă. Deci efectiv câștig pentru primărie n-a fost, să zicem, această închidere. Haideți să vorbim. Acum eu vorbesc așa, primăria în toată perioada asta de insolvență a finanțat? A finanțat urbanul? Da. A finanțat, l-a bugetat, ca să spunem așa. Chiar dacă era în insolvență, spre bucuria bănuiesc a administratorului judiciar, care nu avea nimic de pierdut din toată chestia asta. Da, provocarea imediată legată de urban va fi cea legată de piața centrală, pentru că expiră contractul cu piața centrală. Celelalte piețe și spații diverse care sunt la urban sunt pe 49 de ani, de câte țin minte, dar piața centrală, pentru că a fost făcută după... Pe un proiect, da, și are licitație. Da, deci acum undeva în aprilie expiră contractul și va trebui să vedem ce soluție putem adopta în condițiile în care tot judecătorul sindic e cel care deocamdată hotărăște. Și dacă, deci miza ar fi ca judecătorul sindic să o ducă până în aprilie. Da. Ca să nu încredințeze primăria chestia asta, ci să fie la mâna administratorului judiciar. Vom fi obligați să scoatem la licitații. Deci în momentul în care lucrurile sunt neclare, va trebui să mergem obligatoriu la licitații dacă nu avem altă soluție. Foarte, foarte interesantă administrația asta publică locală, e atât de interesantă încât câteodată stai și te întrebi ce ar trebui să faci ca să o simplifici. Da, din dorința probabil de a evita devalizarea banului public, să zicem, există aceste capcane legislative, dar cred că poate fi găsit o limită până la care se poate merge. Adică eu am văzut și legislații din Franța și din țări civilizate în care un anumit nivel de, hai să nu zicem evaziune, dar un anumit nivel de libertate fiscală există. Deci noi, din dorința de a calcula și de a păzi și ultimul leu, angajăm inspectori, angajăm direcții,
facem, da. E până la urmă o problemă strategică, pe care va trebui la nivel politic să fie asumat. Da. Să vezi dacă e mai eficient să plătești 10 funcționari să urmărească un leu sau mai degrabă... Cumpere un leu să mănânce 10 funcționari. Un vede. Sau să-i dreseze 10 funcționari. Și din fericire vă spun, există experiențe în țările civilizate. Adică nu în state care, eu știu, aplică legislații din astea mai ciudate. Acum, vreau să fac o propunere pe care o să vă rog pe dumneavoastră să vă gândiți dacă... Deci, totul pleacă de la modernizarea societății parking. Eu apreciez foarte mult că s-a pus un bancomat în zona pieței. Apreciez că el este și foarte bine păzit de 5 angajați de la parking zilnic. Eu am rămas surprins dimineața că era goală parcarea. Deci, deci e clar că lucrurile încep să se regleze. Deci 5 angajați zilnic care mai fac și mișto dacă te uiți pe acolo. Unul dintre ei a venit la mine și a zis, ce nu vă mai place la parcometru ăsta, să-i schimb culoarea? Am uitat la el, era un pic brunețel așa și am zis că uai, ce mire ar fi să-mi dea culoarea feței lui. De nesimțire totală, au mai venit încă 3 în jur așa puțin amenințători. Eu înțeleg, dar problema mea este una simplă. Oamenii care au societăți în piață vor să facă abonament pentru parcare. Dacă te duci acum să ceri să faci un abonament, ți se spune, domnule, nu puteți face pe un an. Pentru că noi nu avem o hotărâre de Consiliul Local care să spun, să ne permită să facem abonamente. Așa că duceți-vă voi, faceți un abonament pe o săptămână care costă 50 de lei. Da, o să reluăm discuția. Abonamentul pe săptămână, deci costă 200 de lei pe lună dacă îl faci în fiecare săptămână. Dacă mergi și calculezi pe un an, ajungi la o sumă frumoșică că ți-ai o mașină second hand. Iar dacă ai 3-4 mașini pe firmă, poți chiar să îți iei și un tractor second hand, da, o să discutăm, ca să blochezi intrarea în piață. Da, o să discutăm cu cei de la parking. Limitarea cred că a venit din istoric, adică să nu mai pățim ce am pățit, dar ajungem în situația în care creăm niște lucruri care nu sunt în regulă. O să discutăm. Deci nu este doar o propunere. Am înțeles, am înțeles. Acolo, și o să discutăm. N-am apucat încă să o negociez cu domnul Dan Vasile Constantin, dar... Tot la nivelul Consiliului Local se va discuta. Vedem. Eu aici mă îndoiesc, dar trecem peste asta. Eu am spus de mult că parkingul nu mai este a Consiliului Local, dar e altă poveste, n-am nicio problemă. Da. E a cetățenilor, la asta mă refeream, nu altfel. Sunt câteva proiecte interesante, acum să vedem dacă le pot duce, legate de niște sisteme de barieră, să vedem în ce măsură. La bariere se vor duce. Astea cu barierele, da, da, suntem specialiști. Dacă se și încasează bani de pe ele, da, e da, și mai bine. Da. Problema mea este că n-am auzit încă, și m-am uitat și în buget, dar nu știu eu să-l citesc ca lumea, probabil, n-am văzut nimic despre parcări în afara parcărilor acelea... Da, aici... Știți la ce mă refer. Știu. Aici fac o invitație... am mai avut discuțiile astea cu oameni de afaceri. În momentul în care ne dorim un proiect în parteneriat cu primăria, primul pas care poate fi făcut și e cel mai simplu, e de a solicita un certificat de urbanism. Chiar dacă terenul e al primăriei, legea permite să solicităm un certificat de urbanism pentru o inițiativă. Și avem acum în derulare, au venit câțiva producători de stații din asta de parcare supraetajate. Știu problema noastră, sunt interesați de a investi în acele parcări supraetajate într-un regim de concesiune sau parteneriat public-privat. Avem, cred că, deja 2 proiecte în zona asta de analiză. Deci, oamenii vin, își fac o anticipare pe spațiul respectiv ce ar putea construi, să-l finanțeze singur, pentru că problema noastră e finanțarea, deci, și mentenanța. Deci, mentenanța de multe ori e mai sofisticată pentru o primărie decât pentru un privat. Un privat își angajează altfel oamenii de la mentenanță și atunci am încercat să găsim varianta asta prin care
să finanțăm aceste parcări și să poată fi întreținute ulterior prin parteneriate private sau prin, efectiv, prin concesiune dedicată. Și suntem deja cu două proiecte în discuție. Interesant e că oamenii vor să investească în zona asta. Dacă partea asta de abordare va fi agreată, probabil că o să multiplicăm soluția. Eu am înțeles pe vremuri așa, parkingul, dacă va prelua din nou serviciu, va avea și grija asta de a, da, pe lângă redevență. Da, de acord. Sunt două tipuri de parcări aici. Sunt parcările, să zicem, unul, două locuri suplimentare care apar în parcările existente. Bun, asta acolo nu discută. Iar parcările clasice, parcări care înseamnă investiții, dar la sol, deci nu pe verticală, probabil că le va face parkingul din acea sumă din redevență. Ce înseamnă parcări sofisticate, parcări automatizate sau semi-automatizate, nu va avea parking cu posibilitatea să le facă, pentru că înseamnă sume mari. E undeva în jur de 20.000 de euro un loc de parcare de tipul ăsta, plus mentenanța ulterioară. Și atunci, probabil că cea mai bună variantă va fi cea de investiții proprii ale primăriei sau parteneriate private cu investitori interesanți și interesați. Există, încă o dată vă spun, există în ultima perioadă, cred că au constatat nevoia asta de parcări, nu numai în Piatra Neamț, și există din ce în ce mai multe inițiative de tipul vin, finanțez eu parcarea, dar lăsați-mi-o pe 50 de ani, pe 25 de ani. Și el încasează sumele pentru parcare. Da, da. Care pot fi poate mai mari, dar poate pot fi și mai mici. Dar oricum ar fi o siguranță mai mare. Da, există și posibilitatea să-ți lase la dispoziție parterul pentru parcare rezidențială pe care să-l folosești pentru cetățeni. Cei din jur, da. Și restul să fie parcare cu plată. Care e... Și aia rezidențială, tot pe plată e. Da, dar are un alt regim de plată. Regim. Da, regimul care e clasic, reglementat prin hotărâre de consiliu local. Da. Deci de asta, încercăm soluții mixte. Anul trecut am bugetat ceva pentru parcări, dar ne-am lovit de costuri. E o parcare, costă mult o parcare de asta modernă. Da, vin tot felul de întrebări, da. Multe. Cei de pe strada Izoare întreabă când vor avea curent electric. Strada Izoare din Piatra Neamț, mi se spune. Izoare eu nu am văzut-o anul ăsta pe... și din câte știu, nu e în atribuțiunea noastră partea asta de, să zicem, extindere rețele, decât în momentul în care împreună cu Delgazul găsim o soluție acolo. Dacă într-adevăr, nu am văzut-o pe partea de buget, din câte știu, pe anul ăsta, dacă într-adevăr lucrurile pot fi încadrate în bugetul de anul ăsta, noi vom mai avea probabil niște rectificări undeva în iunie, iulie, rectificări pe bugetul actual. Și atunci vedem dacă putem face și strada Izvoare curent electric. Întreabă spune cineva, de fapt, nu întreabă. De fapt, ce spuneți de prețul la parcare din Piața Centrală, care este de 4,4 lei? Eu știu că e 4 lei, dar poate greșesc. Cel mai mare din România. Am văzut și eu informația. Așa, nu, am credeți văzut că informația... sprijiniți producătorii locali, alungându-le clienții? Nu, am văzut și eu informația. O să vedem într-adevăr dacă este cel mai mare preț din România. Nu știu dacă asta are relevanță. Dar într-adevăr cred că ar trebui să regândim un pic parcarea pe zone în funcție de trafic. Adică dacă traficul e foarte mare în piață, să încerci să scazi prețul și să multiplici. Eventual micșorezi perioada. Exact. Sau, mă rog, găsești o soluție. O să, chiar mi s-a părut o problemă, mă rog, care a apărut odată cu apariția, adică de fapt problema exista, dar nu... Nu era cuantificat. Acum, apărând acest parcometru, probabil că a ieșit la suprafață, o să avem o discuție cu cei de la parking să vedem cum putem adapta soluții mai flexibile de lucru. Cel puțin parcare pe zone din astea cu trafic, să încercăm să micșorăm perioada, chiar dacă... Și prețul. Și prețul, fără discuție. Și prețul. Da, da, da. Perioada, până la urmă, e... Da, se revine foarte mult. Multă lume întreabă despre rețeaua electrică pe strada Izvoare. Am să o verific. Promit că am să o verific cu colegii de la tehnic și în măsura în care
avem o soluție, vă transmit și... Da, bă, da. Noi, noi o verific cu colegii de la tehnic și sigur vă dau un semnal. Bun, n-am apucat să mă uit. Care sunt sumele din buget care sunt pentru poliția locală? Cresc sau scad? Depinde dacă vorbim de funcționare sau de, sau de investiții. Zona de funcționare au avut o creștere, pentru că salarii și toate celelalte. Se pare normal. La zona de investiții avem un proiect gândit de ceva timp. E o creștere acolo legată de... Ar trebui să avem o nouă amplasare a poliției locale undeva în fosta cantină socială de pe Nufărului. Acolo e proiectul gândit. Sunt undeva, erau anticipate vreo 3 milioane de lei pentru investiții. Da, de ce se mută de acolo? Blocul de acolo este cel mai sofisticat, dacă vreți să spun, din punct de vedere al proprietății. La etaj, la ultimul etaj, pictorii au o legislație specială prin care s-a pus la dispoziție, prin lege, acele spații. Mai sunt câteva... Dar era o problemă acolo, că ei nu erau, ca să fie, să beneficieze prin lege de spațiile alea, trebuia să existe o asociație, o ceva. Dar înainte nu era pe OAP, era pe bucățele. Deci, deocamdată, legea a rămas în vigoare, este la Ministerul Culturii, etajul de acolo, și e la dispoziția Ministerului Culturii prin lege. Cum? Noi am întrebat pe cei de la Ministerul Culturii cum procedăm. Au zis că asta e legea, ei sunt proprietari. Mai sunt... Și funcționează ca niște proprietari? Mă scuzați că întreb. Nu, sub nicio formă. N-au investit absolut nimic, nu au, și sus e tragedie ce e la acoperiș. Așa. De asta noi încercăm acolo să reglăm. Și situația. Jos cine mai sunt? O parte sunt societăți comerciale care au cumpărat cândva niște spații de la primărie. Mai sunt câteva apartamente ale primăriei în acel bloc și sunt și privați, persoane fizice care au cumpărat apartamente. Și la parter e poliția. Deci ca să înființeze o asociație acolo e... Și atunci va trebui să reglementăm în primul rând regimul blocului respectiv. De asta vrem să încercăm să mutăm poliția de acolo. Și în măsura în care acele spații vor putea fi vândute, să le vindem către cei interesați, să rămână doar problema Ministerului Culturii de sus. Deci e unul dintre blocurile cu cel mai frumos istoric. Vedeți, când discutăm așa, ne dăm seama câte probleme apar numai așa, din câteva întrebări. Nu. Da. Apropo, că tot vorbeam de blocuri, eu am o marotă. Am scris acum câțiva ani despre celebrele blocuri mai vânchie, da, care erau blocuri, locuințe sociale, printr-o hotărâre de Consiliul Local, împotriva legii. Doi miniștri mi-au confirmat lucrul ăsta. Au făcut de serviciu? Le-au făcut de serviciu, ilegal. Deci hotărâri de Consiliul Local ilegale, care sunt în funcțiune teoretic și acum, nimeni nu le-a, deși este de două ori venit un răspuns, inclusiv la primărie, de la Ministerul de Resort, că el s-a tot schimbat ca denumire. Mai interesant că s-au și vândut câteva. Așa, nu că s-au vândut, că 85-90% s-au vândut. Împotriva legii. Împotriva legii. Cei care vor să le cumpere acum nu mai pot să le cumpere și mă înjură pe mine că am scris și s-a făcut publică chestia asta și s-a blocat vânzarea. Și eu vă întreb, ce se întâmplă? La nivel de legislativ, dar nu local, trebuie luat o decizie. Mai sunt vreo câteva situații în țară de genul ăsta. Înțeleg într-o singură situație mai este în țară. La Brăila, să nu știu unde. Da, cred că la Focșani. Da, au mai fost, a fost o inițiativă legislativă la un moment dat, dar s-a blocat. Deci asta nu se poate rezolva decât printr-o inițiativă legislativă la nivel național, în care trebuie clarificată situația asta. Pentru că altfel intrăm în conflict cu justiția, care va da niște verdicte pentru cei care sunt proprietari. Nu poți să-i anulezi un contract de proprietate atât timp cât nu ai un temei. Făcut în baza unui HCL care era, da, ilegal, da, da, el și-a produs, da, efecte. Exact. Deci de asta spun, undeva doar legislativul poate, și cineva ar trebui să aibă curajul să ia această problemă de braț și să o rezolve.
Adică cei doi, domnul primar probabil și cu cel de la Focșani, va trebui să ridice această problemă. Ea e o problemă destul de stringentă și trebuie clarificată. Pentru că eu am făcut un calcul așa, n-am datele, dar e vorba de vreo 2 milioane de euro, cel puțin, care s-au încasat de la primărie prin vânzarea apartamentelor. Eu am întrebat simplu ce au făcut cei din, cum au operat cei din serviciu contabilitate sumele respective la venituri. Pentru că nu poți să vinzi ceva ce nu e al tău. Și dacă ai vândut ceva ce nu e al tău, se presupune că a venit Curtea de Conturi și a constatat. Sau ai dat tu niște explicații de unde. Adică mie mi se pare de noaptea minții să te trezești așa, zice, băi, hai să facem noi ce lege, vindem și păi mai vedem noi ce e. Da, e clar, acolo nu poate fi decât o soluție, încă o dată spun, o soluție care trebuie stabilită la nivel legislativ național. Nu, nu e o problemă care să o putem rezolva eu, noi. Eu sunt mândru că Piatra Neamț a putut să sfideze un minister și un guvern. Da. Să le ia și banii, da. Odată ca să construiască blocurile și, pe urmă, ca să le vândă. Da. Deci sunt efectiv mândru. Că da. Acolo e clar o problemă. Știu că domnul primar a avut ceva discuții anul trecut pe subiect. Au fost ceva discuții chiar și în guvern. Nu știu în ce măsură, până la urmă, s-a ajuns la dacă a devenit prioritară problema asta pentru guvern, dar pentru noi e. E o problemă care trebuie rezolvată. Pentru că sunt, până la urmă, oameni care stau acolo și au nevoie de o certitudine, de o da. Rezolvare a situației. Și sunt unii care vor să cumpere. Da, da. Sau și unii care poate nu au dreptul și ar trebui să plece dacă asta e realitatea. Exact, dar exact. Asta adică trebuie rezolvat. Eu să stau acolo să vreau să cumpăr, aș da în judecată Consiliul Local că nu pune în aplicare, primăria, că nu pune în aplicare o hotărâre de Consiliul Local. Da, deci oamenii nu au nicio vină, oamenii au nevoie de o certitudine, de o soluție. Și va trebui să o luăm. Apropo de soluții, s-a găsit o soluție la blocul ăla de la, din Precista? De lângă școală? Nu, și acolo este o problemă tot de legislație. Nu, acolo este o problemă de încălcare a unei autorizații. Ce a fost inițial, da. S-a încercat rezolvarea, nu la nivelul situației din Piatra Neamț, la nivelul situației naționale. S-a încercat rezolvarea prin lege, prin modificarea legii. Deci cei care nu au fost sancționați pe perioada autorizației de construcție, sau, mă rog, derulării construcției, și 3 ani de zile în spate, au posibilitatea să vină la primărie să solicite autorizarea. Dar cei care au fost sancționați nu au această posibilitate, dar nu au nicio soluție. Ba da, soluția este cea din hotărârea judecătorească. Să demoleze. Deci soluția este cea din hotărârea judecătorească. Da, adică, dar eu am mai spus că la noi legea este facultativă, interpretativă. Da, să demoleze. Da. Foarte interesantă emisiunea din punctul meu de vedere, sincer, foarte interesantă. Ce se mai aude cu care sunt planurile, ca să spunem așa, cu Perla Invest? Tocmai ați prelungit mandatul, au prelungit consilierii mandatul pe 5+2 luni. Da, noi speram să nu ajungem în situația asta și din păcate acea agenție, acea vestită agenție de evaluare a performanții societăților de stat, ale consiliilor locale și, mă rog, regii, încă nu e operațională. Am văzut în ultima perioadă o agitație în zona respectivă și au venit undeva prin decembrie cu o modificare a legii pe care au permis prelungirea acestor mandate, pentru că nu există procedură de selecție, deci a noilor consilii de administrație. În momentul ăsta nu există o procedură. Nici nu va mai fi până la alegeri. Eu așa cred. Pentru că toată lumea vrea să-și placeze oamenii posibil în aceste consilii de administrație. Posibil asta ne duce, din păcate, într-un provizorat la Perla și pe lângă provizorat și faptul că acolo echipa e destul de matură, domnul Bruhanski are și oportunitatea sau șansa de a putea pleca la pensie când vrea și rămânem fără un om, să zicem, implicat. Și care cunoaște mecanismul de acolo. Da. Mai avem o prevedere legală. Consiliul de administrație de la Perla e de 3 oameni. Și ar trebui să numim cel puțin, chiar dacă provizoriu, măcar ceilalți 2 membri ai Consiliului de administrație ca în eventualitatea deschiderii procedurilor de selecție,
Să oamenii... fiți pregătiți. Da. Păi da. Și de ce nu o face? Probabil că asta va fi imediat... Dacă se va înhăma cineva să ducă acolo. Da. Știu că a avut domnul primar ceva discuții cu câteva persoane care ar trebui să încerce să înhame acolo. Timpul a fost foarte scurt pentru prelungirea... Și atunci am preferat să prelungim deocamdată mandatul actualului administrator și ulterior să decidem cu privire la componența Consiliului de Administrație ceilalți doi membri. Da, bun, asta am înțeles, dar ce se întâmplă cu bunurile? Că la un moment dat se discuta ce facem cu aia, ce e facem... E nevoie de o hotărâre de Consiliu Local în care să parafăm ceea ce în principiu s-a stabilit, adică preluarea acelor bunuri. Care este? La momentul ăsta evaluarea e terminată, sunt toate bunurile evaluate de către Perla. Va trebui Direcția Patrimoniu, sau mă rog, actualul compartiment de patrimoniu, să-și asume acea evaluare și să o propună Consiliul Local pentru aprobare. Bunurile respective vor trece în patrimoniu primăriei, urmând să vedem... Și Perla va rămâne doar cu instalația. Administrarea... Instalația și administrarea ei. Da, atât. Da. Asta va fi... Asta e soluția pe care o avem acum. Probabil că undeva într-un viitor mai îndepărtat, hai să nu zicem neapărat îndepărtat, dar undeva într-un viitor va trebui să gândim o reașezare a tuturor componentelor ăsta tehnice ale primăriei, adică în momentul în care ai doar o instalație, nu mai e nevoie de o societate comercială, va trebui probabil un serviciu atașată cuiva, da, da. Dar deocamdată trebuie reglementată situația patrimonială. Și spuneți-mi un pic bunurile acestea. Eu mă refer la terenuri, da, ce mai au ei, nu știu ce mai au în afară de... Teren, baza hipică. Baza hipică, da, și... da. Singurul lucru care nu o să luăm, și e normal, nu o să luăm terenurile de sub stâlpii, telegondole, care ar fi absurd. Luăm stâlpii, teren. Da, da, mă rog, am mai văzut, nu se pune problema. Cel puțin, din punctul meu de vedere, e o situație, ar fi, da, acum na. Acele bunuri vor intra în domeniu public sau privat? Public. Ca să nu avem surprize, public, știți? Da, public. Deci în domeniul public, da. Da, da. Și va trebui să le găsim o utilitate după aia, în funcție de, mă rog, ce se va putea face acolo. Și acum, refinal, ca deja să știți că am depășit nu timpul. Avem fost așa o discuție liberă. Pe final, ceea ce am spus eu la început, apropo de amânarea acelei hotărâri privind tarifele la colectarea deșeurilor, eu din câte știu și... Vă rog să mă vedeți. Este o prevedere legală, adică au fost modificate niște tarife, da, nu de către cel care ridică deșeurile, nu de către autoritate, ci la nivel guvernamental. Cu 80 de lei, nu mai știu, pe tonă, o chestie. Da, legea dă voie operatorului să solicite reactualizarea prețului, tarifului, în momentul în care apar elemente semnificative care schimbă baza de stabilire inițială. Nu neapărat, asta e mai mult decât clară, e o modificare legislativă, da, dar pot fi... Și altele, au crescut prețul la benzină... Consiliul Local, conform unui ordin al ADNSC-ului, are obligația de a supune dezbaterii și a aproba sau nu această majorare de tarif. Dacă lucrurile nu se întâmplă în Consiliul Local, cum, mă rog, să zicem că nu s-au întâmplat ieri, operatorul are posibilitatea să adreseze ANRSC-ului pentru reglementarea acestui tarif. De asta am spus, da, când a început impactul, emisiunea. Impactul este în preț, clar, fără, da, discuție. Da, da. Apropo, în ultima perioadă s-a mai discutat ceva de depozitul ecologic? Că eu am deschis problema în fața domnului ministru al mediului, care mi-a dat dreptate și și-a zis așa că el n-a auzit încă ca să închizi un depozit care nu e plin și că va trimite, nu mi-a spus exact ce, să vadă care este statea. A venit cineva? Să... Nu, sub nicio formă. Nu. Noi suntem în momentul ăsta în analiză la mediu pentru proiectul de închidere. Așa cum a spus dumneavoastră mai devreme, când ministrul nu a văzut proiecte neumplute închise, eu nu am văzut un proiect închis și redeschis. Da, mă rog. Există multe, se pot întâmpla multe în viață. Ăsta nu e închis încă. De acord, de acord. Ăsta nu e închis. De acord. Deci, la momentul ăsta, proiectul de închidere e evaluat undeva la vreo 25 de milioane de lei, care înseamnă bani. Banii pe care ar trebui să-i pună nu administrația locală,
ci cei care au operat și care trebuie să aibă banii ăștia în cont. În condițiile în care și-ar fi recuperat acest fond prin tarif. Deci, păi și nu și l-au recuperat? Nu, ei și-au recuperat prin tarif. Din istoric, în hotărârile Consiliului Local pentru tarif, au fost prevăzut undeva vreo 5 milioane de lei. Cam atât s-a recuperat prin tarif din acest fond de închidere. Deci să înțeleg că acum tot noi, adică Consiliul, trebuie să dăm 20 de milioane să închidem un depozit care nu este plin? Da, din păcate da. Nu vă supărați, dar eu aș da în judecată Agenția de Mediu. Sunt de acord cu dumneavoastră. Va trebui să vedem care va fi... Noi suntem obligați să facem acest proiect, indiferent. Deci proiectul el trebuie să existe. Indiferent dacă proiectul e închis, depozitul e închis sau nu, proiectul de închidere trebuia să existe de la început, de când a fost păi, făcut... Scuzați-mă, eu aș cere să recuper banii ăia care nu și-au făcut treaba când au stabilit prețul. Noi acum suntem obligați să facem acest proiect. Vom vedea efectiv cum arată suma evaluată pentru închidere și în momentul ăla va trebui să identificăm cine e responsabil, cine a fost responsabil și cine e responsabil în continuare de acele sume. Până nu avem o evaluare efectivă a închiderii, a sumelor de închidere, nu putem emite pretenții, dar la momentul ăsta sunt undeva în jur de până în 5 milioane, 4 milioane, 700, 4 milioane, 800 bani recuperați din tarif pentru închidere. Da, asta e realitatea pe care am preluat-o. Da. Nu ne facem bine în neamț și, din păcate, tot ceea ce a scris presa, apropo de acest depozit, de faptul că el trebuia inițial prin contract operat, nici nu mai știu, cred că de Bradner, păi care ei au fost ejectați de acolo că au venit ordine pe linie de partid. După care, cum adică, tu ai în contractul tău când ai făcut proiectul că trebuie să pui în tarif sumele pentru închidere. E contract. Da. Și trebuia să existe acel proiect de închidere de la început. Și trebuia să existe. Da. El trebuia... conform legislației, actualizat, care e cu totul altceva. Adică din momentul în care... Și actualizezi... Și bagi în tarif ce a apărut suplimentar. Da, astea sunt realitățile. Ceea ce pe mine mă face să spun că încă nu știm dimensiunea jafului care a fost făcut pe anumite domenii în Piatra Neamț. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Îmi cer scuze pentru începutul emisiunii, dar trebuia să spun lucrurile astea. Mă bucur tare mult că ați venit. Emisiunea a fost pentru mine extrem de instructivă pe de o parte și plină de informații pe de altă parte. Și să ne vedem la următoarea emisiune când mai putem. Cu drag. Cele bune, numai bine, oameni buni. Asta a fost emisiunea de astăzi. Să ne vedem sănătoși la următoarea.